Arcada pare să-și fi revenit la forma reală a componenților lotului. Echipa gălățeană este pregătită pentru perioada foarte dificilă care va urma. Formația lui Martin Stoiu poate să se apropie de îndeplinirea obiectivelor dacă va depăși partidele care urmează. De fapt, nu sunt 3, sunt 5 partide decisive pentru stabilirea ierarhiei pe finalul fazei a doua a campionatului. Returul cu Craiova, după care urmează meciul acasă cu Zalău, după care la o săptămână ne deplasăm la București și jucăm cu Steaua, o echipă care ieri a spulberat în 3 seturi Zalău. Ne întoarcem acasă, jucăm cu ocupanta locul 4, tricolorul Ploiești, și apoi urmează un șir de 3 deplasări în care încep cu un meci tot de grad 0 cu Universitatea Craiova, campioana antitră. Așa că intră... Va fi perioada decisivă pentru stabilirea ierarhiei înainte de faza a doua a campionatului. Arcada are cel mai bun lot dintre toate echipele din România. Acest lucru nu garantează însă faptul că echipa de la Dunăre va câștiga atât campionatul cât și Cupa României. Pentru a îndeplini aceste obiective, Caio Depra și colegii săi trebuie să fie concentrați și determinați la fiecare partidă.